cauză pe păzâre. Nu te ie, mă, să ne facă și nouă câte o cafea. A fugit repede că a chemat-o Hasan, care probleme. Ci că nu se descurcă pe stradă. S-a legat o gașcă de puștan de el. Păi de capul lui, are și el o primă intervenție și are nevoie de ajutorul nevasta. Halal, gardian public sau ce mama n-ai cu el. Cine m-a pus? Chiar așa. Cine te-a pus să-l oprești? Cine m-a pus să iau pe Emma la intervenție să mă ajute? A fost rănită într-o altercație de un golan. Bine, dar ce ți-a căsunat pe radio? Păi eu sunt simțitor, nu ca voi. Păi și noi simțim muzica, că nu suntem surzi. Nu pot să ascult muzică, că știu că Emma mea e rănită pe un pat de spital. Păi credeți că ea ascultă muzică în salon? Păi, ce n-ai schimbat postul dacă nu ți-a plăcut? Dar ce? Emma poate să schimbe spitalul dacă nu-i place? Dar de ce nu l-ai dat doar mai încet? Te deranja mai puțin. Dar ce pe ea? Dacă o deranjează spitalul, poate să stea două, trei ore pe zi? Dar poți să te duci în camera înaltă și să nu mai auzi muzica. Dar ce? Emma poate să vină să stea în camera înaltă dacă nu-i mai place la spital? Măi, măi, Hasan, mă, nu te mai identifica atât cu Emma. Corect, nu te mai identific. Ce? Las-o așa. Nu mă identific, că eu sunt sănătos. Ea e rănită pe un pat de spital din cauza mea, că eu am chemat-o la intervenție să mă ajute. Măi, măi, Hasane, măi, vinovăția asta o să te termine pe tine, dar văd că ții morții să ne termine și pe noi. Uite, spre binele tău, du-te la Teo și caută-te un pic. Bine, mă duc. Măi, voi vreți să plecați să ascultați muzica în continuare? Nici vorbă, ne gândim numai la binele tău. Uite, ca dovadă, ia tu aparatul de radio. Doar nu mă-i duce cu radio după mine. Acum s-o sună repede pe Teo să-i zice că ăsta are înmărat în cap și îl scoate să-i bage altul sănătos. Da, mă, să-i zicem să-i scoată din cap că din cauza lui e Emma în spital. Da, e Emma în spital? Săraca, să nu-i spui lui ăsta că e așa sensibil să-l bovnească săgele pe nas. Auzi, nu vrei să te duci și tu la Teo? Nu, nu, eu mai stau să mai ascult niște muzică. Crațiluș, uite-o cafea, fac cinste, că vin cu vești mari să face schimbări la nivel de secție. A venit de la centru, a venit tot circulară, cum că fiecare agent trebuie să-i fac o evaluare lui Matiescu. Păi, ca ce chestie? S-a plâns Poponeț la ospiciu că din cauza lui Matiescu a ajuns unde a ajuns. Așa că va veni un ofițer de la centru ca să ridice valorile pe care le facem noi. Și valorile astea e strict confidențiale. Păi da, mă, dar evaluarea doar Teo poate să-i o facă. Numai pe aia mentală, dar profesională, ea n-are nicio treabă. Ideea este că dacă se descoperă că Matiescu e de vină pentru ce s-a întâmplat lui Poponeț, adio, șefie! A ajuns la mâna mea, Matescu, că dacă nu vrea să nimeni, nu mai pupă șefie. Nu vrea să ni tăi? Păi ce mai, eu sunt bărbat să zic că nu mai vrea mușchii mei? Lasă gluma. Să știi că e mai bine ca Matescu să rămâie acoale unde este el. Dar de ce, mai Chiorete? Dacă a permis ca un subaltern al lui să intre la Balamuc, asta se numește incompetență. Ce, eu când am fost șefă, s-a țăcănit vreunul pe aici? A nebunit vreunul? Grațiluș, n-a nebunit, dar cine știe cine vine în locul lui Giorgău? Și după aia o să avem problemele și mai mari. Mă, noi pe Matiescu îl cunoaștem bine, el ne cunoaște pe noi. Și cu el o scoatem la capăt, că-i ținem pe forța grupului. Lasă că-l încondez eu. Nu! Nu! Nu e bine să-l ștârnim în contra noastră cu evaluări nasoale. Tu știi foarte bine că Nemernicu are pile sus de tot și ne-ar deveni el mai mare dușman. Și nu e bine că fiindcă ne e și superior și ne face multe zile fripte, că știi de ce e capabil și că e dușmanos și ranchinos.
Ba chiar și nopți prăjite. Face, face, că nu se dă înlături, dar nicio ocazie. Totuși, așa o ocazie... Las-o măsa de ocazie, facem cum îți zic eu. Facem o evaluare în scris, extrem de favorabilă lui Matiescu, pe care îi arătăm chiar lui, să vază cum scriem noi despre el, și una total defavorabilă pe care o dăm la ofițerul venit de la centru. Mamă, ce deștept ești, mă, Chiorete, bravo! Ha, să nu uit, 2 lei cafeaua. Costă? Săranul dracu, măcar s-o beau. Înțelege-mă că Emma și-a asumat singură riscul când a decis să intervin alături de tine. Dar cine a chemat-o în locul ăla periculos? Eu! Am chemat-o să încaseze pumnul în locul meu. Ha, mă, că doar nu s-a aruncat înaintea ta. La moral, eu am rănit-o. Sunt și mai deprimat ca înainte. Of, of. Alo? Pupăză. Hasan nu mai poate să vină astăzi la muncă din cauza incidentului cu Emma. Dar recunosc că eu sunt depășită de situație și mă tem că i-am agravat starea. Așa că astăzi dă-i liber și poartă-te bine cu el, da? A, și vezi că... Ai, mai bine lasă cu banii, că vorbim altă dată. Hai, pa, pa! Dacă tot e de bani, să-mi bage și mie salariul pe card, că nu mai vin. Mă, Hasane, eu zic că și Emma a avut o parte din vină. De ce a venit ea în ajutorul tău? Ca să mă apere, că nu am experiență. Păi tocmai! Dar de ce a venit? Cum adică? Fiindcă e soția mea și-mi poartă de grijă. Nu cumva, fiindcă se știe mai experimentată decât tine, mai antrenată în acțiuni de forță? Ba da! E, vezi, s-a supraapreciat. Dovadă că n-a putut să facă față. Da? Păi nu degeaba se spune că dragostea e oarbă. Că de cauza dragostei n-a văzut că e tot femeie și ea. A crezut că e om. Și nici tu n-ai văzut-o cum e în realitate. Eu pur și simplu nu o vedeam pe un pat de spital. Nu o vedeai pentru că tu credeai că ea e super femeie, că este super woman. Pe când ea e... Cum să zic eu ție ca să nu te jignesc? Vai de capul ei. Exact! Acum văd cât puteți să o urâți pe Emma din moment ce vorbiți așa despre ea. Hai, mă, tine, că-ți promite că nu mai ascultăm muzică, na? Păi, n-o să mai ascultați, pentru că n-o să vă mai ardă să ascultați muzică. Pentru că din momentul ăsta, răzbunare! Hasane, tu ești tulburat și nu gândești realist. A fost doar greșeala ta. Noi nu avem niciun amestec. Da? Judecă și tu logic. Nici nu aveam cum să avem vreun amestec, că nu-i ascultam muzică. Voi crăpați de invidie că am o soție așa frumoasă și voi, Ciuciu. Auzi ce? Poate Ciuciu Mârlanu nu mă băga în aceeași oală, da? Adică? Ai noroc că ai funcția aia, că al minte nu s-a uitat nici Ciuciu la tine. Ăsta, nici o femeie. Ați făcut un cerc energetic și m-ați prins la mijloc și m-ați coordonat pe mine în așa fel încât eu să iau decizia după urma voastră, să o aduc la intervenție și să mă ajute pe mine și a ajuns în spital. Deci din cauza m-ați blocat mental. Hai că m-ai dus în zona crepusculară să-mi trag una. Dacă în termen de 48 de ore Emma nu va fi lângă mine, o să plătiți scump amândoi. El e bun. Mai e și polițist comunitar. Bine că nu i-a dat pistol pe mână, că cine ce mai face? Da, e nebun. Și nebunii pot face orice. Că pe nebuni îi bagă la sanatoriu, nu la pușcărie. Așa e. Bine, mă, și nu puteai să spui asta cu 3 ani când m-a sărutat aia. Păi ești nebun. Cum dracu ești ăsta primarul? Ați scris, mă, evaluările? Sigur, șef. Ia de lemn, place, mă. Brânză cu ceapă? Slănină cu amandine. Ce combinație, păi la ce ni le iei, bre? Păi cum de ce? Ca să le sigilez, că sunt confidențiale, nu? A, deci care va să zică, Chiorete, ești onorat că ai un șef profesionist ca mine, așa, nu? La
Așa plecă. E bine, noi ne mai înciondănim așa, dar meseria la batalie e meserie. Ia-uzi mai departe. Și ești mândru și onorat că ai un șef ca mine. Asta vreau să aud și cu vorbe, că sună bine de tot. Ia. Ce ziceți? Zic cu vorbe. Să... Da, deci... Nu, zic... Sunt onorat, zic. Sunt onorat. Nu pot să zic... Hai, toate! Sunt mândru... Sunt mândru... Și onorat... Și onorat... Că... Că... Am... Am... Un șef ca dumneavoastră. Un șef ca dumneavoastră. Celebre comisar șef Matescu. Celebre comisar șef Matescu. Nu s-a înțeles celebre, încă o dată. Celebre comisar Matescu. Mai clar. Mai clar. Foarte bine, Chiorete. Chiorete, vină cu acea. Ce vrei, păcă, n-am sebiș? Chiorete, că arde. Evaluarea negativă, aia pe care trebuia să-i dau nenea ăla. Stai, dacă citește, te arzi. Știu, dar m-a luat prea repede. Păi ce vrem până în apucăm să citească, să te găsește, drept. Ai, și tu cu mine, și tu cu mine. Toanta, Șeful, ce vrei? Grațiela! Ce dracu poate a dat strechea în tine? Scuze, șeful, scuze, două minute. Aoleu! S-au schimbat ăștia pistolul? Chiorete, ți-au dat unul mai mare? Nu, e același. E același? Da. Dar tu porți pistol? Nu. Nu? Nu? Să reveni, șeful. Scuze. Dar te-am văzut că nu mai respiri și am crezut că ai făcut stop cardiac. Stop cardiac, pe dracu. Citeam ce a scris Chiorete aici. O lectură întreagă. Foarte bine de altfel. Da. Păcat că nu valorează nimic. De ce vrei? E prea apreciativă? Bă, nu mă, e foarte ok, dar n-ajunge decât la mine. Din când în când vă mai verific și eu să văd ce părere aveți despre mine. Eu am scornit-o pe asta cu evaluarea. A fost o țeapă, înțelegi? Adică, ți-ai bătut joc de noi? Hai mă, nu te bosunfla, că-i de bine la tine. Acum mă duc să o citesc și palul Grațiela, dar mă duc la mine în birou. Să nu fac nebis, stop cardiac pe bune. Da, asta mi-era mie frică. Aolo, Chiorete, pistolul tău. Au, pistol. Mama, mi-am revenit. Mi-am revenit. Hai, gata. Dar mă duc să-mi plătesc amenda. Du-te, băgătea și moș. Hai și tu cu mine, că am nevoie de pistolul tău. Lasă, dragă, că aici e o secție pașnică. Nu te înțelegi cu un vorbă. Nu, John Wayne. E, poftim. Am încercat să-i mai luăm din sentimentul de vinovăție și uite în ce rahat am intrat. Mai bine ne spălăm pe mâini de tot și lăsăm să poarte singur vinovăția. Pentru tot. De ce să plătim noi oalele sparte? Nevinovați. Auzi, știi ce? Doar Teo ne mai poate salva. Dar cum facem ca să se ducă nebunul la ea? Păi face cumva. A, știu. Îi spunem că a găsit Teo o soluție la problema lui cu Emma. Ce soluție a găsit Teo? Ce? Îl mințim, mă, doar că să se ducă la ea. Și ai bălmăjește ceva, că doar se pricepe, că doar dă-i... Bună ziua, Hasan. Noroc, bă. Bună, pentru voi, că sunteți sănătoși. Da, e, mame, nu-i nimic. Bucurați-vă. Adică cum adică? Adică putem să punem din nou muzică? Puteți spune ce vreți voi să puneți, că e ultima voastră zi, normal. Dar din momentul ăsta mai aveți 12 ore la dispoziție până la expirarea termenului. Păi dacă tot e ultima noastră zi, avem noi dreptul la o ultimă dorință, nu? Și ultima dorință ar trebui să fie să se însănătoșească Emma. Da, da, da. Du-te la Teo că ea are soluția problemei. Ce soluție? Du-te la ea că o să zică. Și ce v-a zis vouă și mie, nu? Păi dacă nu te duci, n-ai de unde să știi. Nu am ce căuta la Teo, că nu de la ea am blocajul ăsta mental. Este de la voi. Doar voi doi veți regreta amarnic pentru ostilitatea față de Emma. Eram sigur că da, e internată, bă. Are ostilitate. Te pomim cu un filoatul și noi, dracu, după un closet, după un baie, după un cadă. Auzi, nu te duci și tu la Teo? Ce trebuie să căut la nebuna aia? Nu intru, mamă! Auzi ce m-a luat?
să-mi treacă, Grațiela. Supărarea, șeful. Dar de ce să fiu supărat? Că nu ți-am citit compunerea? Nu ați citit-o? Nu, pentru că mi-ai vărsat paharul de apă peste ea și ai scris cu stilou. Cine naiba mai scrie cu stilou în ziua de azi, zici tu? Uite, iau un pix și refă-o. Hai că azi vreau să fiu răsfățat cu laude. Da. Hai mai repede. Hai mai repede. Mai repede și multe epitete. Bagă, 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 bagă. Da, șef. Hai, Grațiela. Hai, șef, da. Hai. Păi ce faci pe ăsta? Da. Ce, că e înalt, că e frumos. Că... Da, înalt. Și e roșu. Ce ură ăla nu e epitet. Dârz. Dârz. Băgă-l așa mă ăsta. Dârz. Gata, mă, ați terminat de scris? Da. Gata, șef, am terminat de scris. Dă-o aici și urați-mi noroc, noroc și succes. Domnul te duci pe... La centru. Păi stai în frică, ai zis că e coancă, că e hoca cu evaluările astea. Da, mă, dar nu mă pot abține. Am o ședință cu șefii și vreau să le arăt ce părere au subalternii mei despre mine. Păi stai, bre, că ne umilești de față cu toți colegii de la alte seți. Păi o să zic că despre noi că suntem lingăi lingăilor. Exact. Îți dai seama ce satisfacție simt în sufletul meu? Dârs! Și roșu. Ca cocoșu. Mâine e termenul dat de Hasan. Ce ne facem? Organizăm o evadare de spital pentru Emma. Aia facem. Mă, tu nu poți să fii serios nici măcar în momentele astea? Ce să fac ca să fiu serios? Să mă îmbăt? Să uit de amenințările lui Hasan? Mâine expiră termenul. Cine știe ce ne face ăla? Băi, Măran, eu mă referam la ce facem ca să-l scoatem din stare. Că mi-a zis Teo să mă pur frumos cu el. Dar dacă o ține în țăcăneala lui, trebuie să fac ceva. Tragem de timp până își revine. Și cum să tragem, mă, de timp? Îl plimbăm prin parc? Îl luăm la o bere, la o înghețată? Ești un pic, cum să bei bere după înghețată? Fii atent, aș că spui eu. O vrea păiema lângă el, nu? Exact. Atunci te duci, băi, la spital și vorbești cu directorul, bă, să-i dea drumul acasă o perioadă ca să o vază ăsta lângă el să-și mai revină. Hai, hai că te cunoști cu directorul și cu doctorii, că ești tăi primarul. Bă, la faza asta m-ai luat. Ai fost mai smart decât mine. Excelentă idee. Erai tu, dracu. Păi eu te ajut, mă, și tu mă faci smart, nu ți-e rușine. Scârbă. Auzi, nu vrei să te duci până la Teo? La nebună? A, Hasan! Da, da. Eu tocmai închideam cabinetul. Mm-hmm, da. Bine, dar pentru că știu că suferi din cauza chestiunii cu Emma, muncesc peste program, ce să fac? Nici măcar nu am venit pentru Emma, am venit pentru aia din vilă. Ah, da, da, da. Mi-au zis că i-ai amenințat și le-ai dat termen până mâine. Ce te aștept să se întâmple mâine? Absolut nimic. Nimic. Nu mă aștept să facă niciunul nimic. Păi și atunci de ce ai venit la mine? A, vrei să anulezi termenul și să le spun eu ca să nu pară slăbiciune. Păi ei nu fac nimic. Eu nu fac nimic. Deci nu anulez nimic. Păi și atunci de ce ai venit la mine? Ca să-ți cer sfatul cum să fac ca răzbunarea mea să aibă impact psihologic maxim. Mm-hmm. Că tu ești bună rău. Poftim? Ca profesie, așa. Mă, chiar sunt în pericol aia din vilă. A, nu sunt. Cum adică nu sunt? Totul e un blaf sau cum? Nu sunt pentru că sunt un om parolist. Astăzi nu se întâmplă nimic, dar mâine expiră termenul. Uh-huh. Și mâine? Mâine ori să fie în mare pericol, crede-mă. Asta ne dăm voie să-ți spun că ești un laș. Eu laș? Las o să vadă mâine ce sunt eu. Ești laș, fiindcă îi pedepsești pe ei pentru vina ta. Și vina ei că nu le pasă de Emma și că pun muzică. E lipsă de respect pentru un om care suferă. Da, pentru Emma. Emma n-aude muzica lor. Pentru mine. Ah, tu suferi? Ai, în loc să-ți asumi vina, te faci judecătorul oamenilor nevinovați. Bă, lasă că nici Mârlanu și nici Pupăză nu-s niște îngeri. Aha, dar tu ce ești? Un popândă, un laș frustrat. Ce, mă? Ce, mă? Dacă ești așa de răzbunător, de ce nu te răzbun pe ăla care a lovit-o într-adevăr pe Emma? Ah, ți-e frică, nu? Nu, mi-e frică, dar ăla e un interlop
Și ar fi caz de ultraj din partea mea să fac treaba asta, că acum sunt ditai polițistul, organ al legii. Ditai, auzi ce? Judecă-te pe tine, da? Și condamnă-te pe tine. Eu o să-i transmit Emei că nu vrei să-ți asumi vina și că arunci pe cei din jur. Sunt convinsă că o să vrea să nu-i mai peste de tine și chiar să divorțeze. Ia, lasă-mă! Se pare că metoda asta cu șocatul dă roade. Ar trebui să o exersez mai des așa, și încă o dată, și încă o dată, și încă o dată, până își revine. N-ar strica. Am vorbit la spital. Nu poate să o externeze. Ci că nu vrea să se externeze până nu-i trece nasul. Că nu vrea să o vadă lumea cu nasul cât bastonul. Păi atunci îl ține și pe ăsta închis la el în cameră. Că-i nasol. Cine știe ce nu mai apucă noaptea, dă damplanele în el și vine și ne strânge pe toți de gât. Păi te doare la pască, că tu nu stai aici. Dar noi... Ce să vă strângă, mă, de gât? Că ăsta nu mai are tu pe unii să vă privească în față. Cine? Fac umbră pământului degeaba. Nici măcar degeaba, că le fac rău oamenilor din jurul meu. Și le fac rău degeaba. Am chinuit-o pe Emma. Nici măcar nu sunt demn de ea. A dormit, că nu se mai aude niciun zgomot. Da, gata, hai, poți să intri. Dar de ce să intru eu? Păi cum, deci ca să iei cheia și să lânguiem, cum de ce? Dar de ce să intru eu prim? Eu am fost cu ideea, tu ești cu curajul. Păi da, dacă intri tu și te bați cu el și te zgârie pe față, la tine nu e o problemă. Dar la mine îți dai seama că se vede și dita mai primarul nu se cade. Prost ești, mă, păi dacă te zgârie pe ochi, o să vadă electoratul și o să că uite cât s-a bătut pentru noi și o să te scoate erou. Ce dracu ești, fraier? Ha, erou? Da, hai, intră tu. Ce vă ăsta m-a împins, să știi că popa să m-a împins. Să știi că ești un dobitoc. Taci din gură, nu vezi că doarme. Doarme, să preface. Ia prefă-te tu că cauți virgulă cheia, ca să îl încuiem până se trezește, hai. S-a dus pe partea asta, că nu... N-a pus să... Nu merge, băi, nu merge! Bă, dacă se scoală, chiar că nu mai poți o iei. Hai, odată! E nasoală. Nu cumva... Bă, cred că stai în comă. L-ai omorât, nenorocitule! L-ai omorât preventiv ca să vină cu azi mă împingi peste el să rămână mie, prietene, la locul faptei! Ce vorbești? Că tot așa de bine puteai să fii tu criminalul! Ia, vezi dacă are puls! Cât e ceasul? 11 și 14. Trăiește! Hai să-l ducem la spital! Da! Haide! Ma! Oh, Chiorete, uite câte comentarii negative pe net la adresa noastră! Doamne, au ajuns toți polițaii să râdă de noi! Uite ce ne-au făcut! Ce? Ne-au făcut caricaturi! Lingăul, adică tu, și lingăroaia, adică eu. Lasă, Grațiluș, că o să treacă, bă, în câteva zile uită lumea ce-s. Păi da, că ție nu-ți pasă, dar eu dacă am comentarii negative, nu mai cetuiește nimeni cu mine și nu mă mai pot întâlni cu niciun mascul de la bun de pe net. Dar cine te crezi, dragă, Kim Kardashian?
Dar ce poți acum, numai dacă nu te schimonosești pe net, mai aer? Ce să înțelegi tu, mă? Adevărul că la vârsta ta... Băi, nu ești pe net, nu existi! Este... Ce vrei insinua? Că-ți bătrâior, orică-ți țăran introdus? Și una și alta. Un pic din amândouă, adică. Dacă-ți bag niște vasilici pe cărcă ca să-ți adun ideile, să le pun în ordine, știi cum joci pe aici, ești dracu pe sârmă. Pune mâna și gândește-te la un plan, mai te ești miorcăia ta pe telefon. Lasă dracu netul ăla. Ce plan, Chiorete, ce plan? Să-i dăm și noi comentarii negative? Păi ăla abia deschide un computer, mă. Da, păi să mai stea pe net, când le vede el? Termină cu netul ăsta, că mă belegățesc, mă vine să mă arunc pe geam. Lasă-le dracu de net. Că numai netul ăsta la incam. Net. Altceva nu mai există. Mai te aia ta. Trebuie să-l facem să ne trateze tot ce a spus despre noi. Asta e ideea. Corect. Să spunem că au fost false caracterizările. N-ai cum, că e cuvântul lui contra cuvântului nostru. Deci nu șa de picioare, el e vital șeful. El întotdeauna câștigă, că șeful are dreptate când ieși în cucu gol. Ai vorbit cu Mateescu în cucu gol? Da, când urcam pe Everest. Da? Bă, depravat, uite cu cine mă încurc. Asta e o expresie, Grațiolo. Eu spun o expresie și tu vezi numai cuci goi. Atât ai în cap. Cucu gol. Mă lasă-mă dracu în pace. Gândește-te eu la un plan. Dar nu pot. Păi ce să poți, că ți-e mintea la cuci. Sunt foarte timorată, tâmpitule! Să trăiți, șeful! Felicitări, ați ajuns mare de tot! Eu sunteți chiar vedetă pe net? Da! Mai te abține atâta! Tu chiar trebuie să te abții, mai ales acum că m-au sancționat! V-au dat dislike pe net? Nu, au dat dislike șefii, că au zis că sunt tiranic, că vă oprim, că vă ordon să scrieți laude la adresa mea și acum sigur o să ne pice și comisii pe cap să vadă cum vă surghiunesc eu pe voi, cum vă subjug. Asta e. Dacă te-a mâncat un târtițaia mai mare decât China, ca să te lau, să te împăunezi, să fii dracu, pă, asta ești, jita-i curcanul alb și cu... Bă, dar mult vorbești, mă! Până una alta puneți mâna și scrieți. Dar fiți foarte atenți ce scrieți, da? Că dacă nu scrieți ce trebuie, vin hap comisiile pe capul nostru. Și eu mă știți, spate mare, până sus, tot pe capul vostru pică. Așa că vă salut și spor la scris. Chiorete! Da. Ce ne facem acum? Ce dracu mai scriem? Revenim la planul A. A? Una bună și una rea. Nu. Facem una singură și neutră. Și cu bune și cu rele, și cu bune și cu rele. Să vază șepia ei marcă la noi în secția acelei democrație. Și avem curaj să spunem și de rele, și de bune, și de rele, și de bune. Că altfel ne trezim cu omisile alea pe cap. Și ne găsește bubei. Ăia numai dacă a deschis ușa și a zis bună ziua, ați, ești la caserie. Dacă nu zic că ți-a mai luat și dintrese. Știi ceva? Eu scriu top aia de bine. Că m-am săturat cu palpitațiile de la inimă. Nu mai vreau altele. Să ne ajunge să bărbierim statui în parc. Înalt, Chipeș, Lolo. Și mai zi, mă, mai zi. Și Baro. Și Baro. Așa. Și... Și ăsta e, ce sunt? Asta e, semnez. Semnez, da. Așa. Vezi, mă, Hasani, ai vrut să o ai pe Ema lângă tine, acum o ai. Așa că trebuie să ne ierți. Sunt în rai sau în iad? Sunt în rai. Și tu ai murit, iubito? Ai vrea acum? De ce te-ai făcut, mă, polițist, dacă ești mamăligă? Ai leșinat când ai văzut că mi-a dat Porsche-ul pe nas, vai de capul tău. Ce face? Ai leșinat când ai văzut că i-a dat Porsche-ul pe nas, vai de capul tău. E surd. Ce? Hai țipă repede să vină mamica să te scape, ca un copil de țâță. Păi și? Ai venit tu și ai făcut rahatul praf. Dacă știam că ești praf, nu te mai chema.
Ce vrei mă să zici? Că eu mi-am stricat lasă degeaba? Mă prestui ei? Hai, nu-ți mai plânge atâta de milă și asumă-ți că n-ai făcut față situației. Bă, băiatule, când ți-o dau una acum... Am știut că ești în depresie și am învățat eu o tehnică de la Teo. Am vrut să-ți provoc un tratament șoc ca să-ți revii. Să vezi ce șoc îți dau eu de nu-ți mai revii. Și stai că... De fapt, ea e, cum să spun eu ție, să nu te jignesc, e, e vai de capul ei. Măi, Chiurete, ăștia s-au schimbat pistolul, te-au tot dat cu unul mai mare? Ce pistol grăsiluș? Capăt! Doamne, nu mai fă, frate! L-am văzut eu că e ceva așa, că nu zicea nimic. Era schimbat. Șefu, ce faci? Op! Grațiela! Ce dracu poți să strici în tine? Oh, șefu, un moment. Ce minut ai făcut! Ce bun! Taci, fă! Să vedem ce mai putem salva! Taci! Se poate, se poate! Nu-ți pierde nădejde! Nu, John Wayne! Ai, ai, ai! John Wayne? Nebunule! Und Pause.